2 Corinteni, capitolul 5, voi citi câteva versete de acolo, începând cu versetul 17 și până la versetul 21, 2 Corinteni, capitolul 5, iată ce spune Biblia, că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Hristos Isus și ne-a încredințat slujba împăcării, adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, ne ținând în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Versetul 20, noi dar suntem trimiși în puternicița lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el a făcat, făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Amin, vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, cu toată bucuria doresc să vă spun bun venit la tineret! Bun venit la tineret la poarta cerului! Cu ajutorul Domnului începem un nou sezon în această seară și vreau să spun că mă bucur din toată inima să vă văd, mă bucur că. Așa de mulți dintre voi ați decis ca într-o seară de luni să fiți aici la tineret. Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să vă răsplătească și, de ce nu, Dumnezeu să ne facă parte de o seară deosebită. Și, începând din această seară, să avem de fiecare dată la tineret o seară binecuvântată de Domnul Amin? Așa cum știți, mulți dintre voi ați văzut poate într-un fel sau altul sezonul acesta. Este intitulat Împuternicit de Hristos. În acest sezon, atât noi cât și Biserica Poarta Cerului, ca și Biserica Domnului, vom vorbi despre ce înseamnă să fii mandatat de Hristos pentru o lucrare cu totul specială. A fi împuternicit de Hristos înseamnă a avea un mandat și o lucrare specială de la Hristos. Și în această seară doresc să vă vorbesc despre ce înseamnă să fii ambasador al lui Hristos. Acesta este titlul mesajului meu din seara aceasta, chemat să fie ambasador al lui Hristos. Cred că fiecare dintre voi știți că ambasadorul este un om cu un statut cu totul aparte. Pentru cei care cunoașteți sau ați citit măcar sau ați fost curioși să vedeți ce înseamnă un ambasador, ambasadorul este un oficial de rang înalt care reprezintă o țară pe un pământ străin. Ambasadorul are un mandat și o autoritate foarte bine definită și reprezintă o națiune pe un pământ străin. Sunt aici să vă spun în această seară că Dumnezeu ne-a împăcat pe fiecare dintre noi care îl cunoaștem pe El, ne-a împăcat cu sine și ne-a dat un mandat special. Știți care este acesta? Este mandatul de a fi ambasador al lui Hristos. Este mandatul ca în lumea aceasta noi să reprezentăm pe Hristos. Hristos ne-a dat cel mai mare mandat pe care îl poate avea un om și anume să ia mesajul Evangheliei și să-l transmită lumii. Și în seara aceasta aș vrea să vă spun, dragi tineri, toți cei ce sunteți aici la poarta cerului, toți cei care urmăriți transmisia noastră, aș vrea să vă spun că Dumnezeu ne-a mandatat pe cei ce-L cunoaștem pe El să reprezentăm în lumea aceasta. Asta înseamnă să fii ambasador. Înseamnă să-ți asumi mandatul pe care îl are Dumnezeu pentru tine și să îl pui în practica vieții de zi cu zi. Ești chemat să fii ambasador al lui Hristos. În seara aceasta aș vrea să ne uităm în Scriptură și aș vrea să vorbim despre ce înseamnă să reprezentăm pe Hristos în această lume. Mandatul nostru, dragii mei, este de la Dumnezeu. Puterea noastră este de la Dumnezeu, autoritatea noastră este de la Dumnezeu. Ceea ce am primit noi este de la Dumnezeu pentru cei ce sunt în jurul nostru. Ce înseamnă să fii ambasador? Care sunt prerogativele unui ambasador? Ce ai de făcut ca ambasador? Poate unii dintre voi știți că există în vremurile în care trăim ambasador de branduri. Reprezintă un anumit brand în fața celorlalți. Reprezintă un brand în fața lumii, dacă vreți. În această seară vreau să învățăm ce înseamnă să reprezinți pe Hristos în lumea în care ne-a așezat Dumnezeu. Urmăriți împreună cu mine textul biblic. Și haideți să vedem în lucruri frumoase pe care le spune Pavel, Apostolul, ce înseamnă, de fapt, să fii un ambasador pentru Hristos. În primul rând, ca și ambasador pentru Hristos, ești chemat să-l reprezinți pe Hristos în lumea aceasta. Chemarea ta, chemarea ta, chemarea ta a fiecăruia dintre noi care îl cunoaștem pe Dumnezeu este să-l reprezentăm pe Hristos în lumea aceasta. Ce înseamnă să-L reprezinți pe Dumnezeu în lumea aceasta. Dumnezeu este nevăzut. Dumnezeu este Duh. Dar Dumnezeu ne-a dat nouă celor care îl cunoaștem pe El acest mandat ca să fim, dacă vreți, imaginea reprezentativă a ceea ce este Dumnezeu aici pe pământ. Modul în care trăim noi, modul în care vorbim noi, modul în care ne comportăm noi, îl reprezintă pe Hristos. Dragilor, întrebare modul în care ne comportăm ne califică să fim ambasadori ai lui Hristos. Modul în care ai vorbit astăzi te califică să fii ambasador al lui Hristos. Modul în care ai interacționat cu cei din jurul tău astăzi te califică să fii ambasador al lui Hristos. Spuneam că a fi ambasador al lui Hristos înseamnă să fii chemat să-L reprezinți pe Hristos cum îl reprezentăm pe Hristos în lumea aceasta. Poate cineva a venit aici și înțelege conceptul și spune e bine să-l reprezinți pe Hristos în lume, dar totuși cum? Haideți să despachetăm puțin ideea aceasta. Ce înseamnă al reprezenta pe Hristos în lume. Sau cum putem noi face asta practic în viața de zi cu zi? În primul rând îl poți reprezenta pe Hristos în lume atunci când ai o atitudine corectă față de cei din jurul tău. Trăim într o lume în care oamenii se grăbesc, trăim într o lume în care oamenii sunt stresați, trăim într o lume în care oamenii au probleme. Întrebarea mea este: noi ca și reprezentanța lui Hristos, ce fel de atitudine avem față de cei din jurul nostru? Un ambasador al lui Hristos care îl reprezintă pe Hristos în lume, adică unul trimis împuternicit de Hristos, trebuie să aibă o atitudine corectă. Ce înseamnă atitudinea corectă? Smerenia este un lucru pe care fiecare dintre cei care îl reprezintă pe Hristos în lume trebuie să-l arate lumii. Știți ce înseamnă să fii smerit? Înseamnă să ai puterea, înseamnă să ai capacitatea, înseamnă să ai înțelepciunea și totul să le ții sub control. Îl reprezinți pe Hristos, atunci când ai o atitudine corectă față de cei din jurul tău. Prea des și prea mult, ca și creștini, noi avem o atitudine contraproductivă când vine vorba de cei din jurul nostru. Dacă am putea înțelege cu adevărat ce spune Pavel în versetul 17, cine este în Hristos este o făptură nouă. Spuneți împreună cu mine, o făptură nouă. Și ce înseamnă o făptură nouă? nu doar îmbunătățită. Știți că de multe ori oamenii vin la biserică și spun, o să mă pocăiesc când o să fiu mai bun. O să mă întorc la Dumnezeu când o să fiu mai bun. Dumnezeu când te primește, atunci când te întorci la Dumnezeu, Dumnezeu nu te face mai bun, ci Dumnezeu te face din nou, o făptură nouă. Doamne ajută-ne pe toți să înțelegem asta. Cine este în Hristos este o făptură nouă. Și dacă ești o făptură nouă, înseamnă că ai parte și de o atitudine nouă. Dragi tineri, a reprezenta pe Hristos în lumea aceasta înseamnă să ai o atitudine corectă față de cei din jurul tău cum ne raportăm la cei din jurul nostru, care e atitudinea noastră față de cei din jurul nostru. Toți suntem în momente diferite ale zilei, stresați, poate cu probleme, cu frustrări, cu eșecuri, cu rateuri, însă atunci când îl reprezint pe Hristos, trebuie să o fac cu o atitudine corectă. Din păcate, prea mult din mesajul nostru se pierde atunci când avem o atitudine ne scripturală, o atitudine nepotrivită. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că a reprezenta pe Hristos înseamnă să ai o atitudine corectă față de cei din jurul tău. Domnul Iisus, este exemplul suprem pentru asta. Domnul Isus a avut întotdeauna o atitudine corectă și smerită față de cei din jurul lui. Atunci când a fost bat a avut o atitudine corectă. Atunci când a fost marginalizat, a avut o atitudine corectă. Spune Biblia, a venit la Isei, dar Isei nu l a primit și totuși Hristos a avut o atitudine corectă. Atunci când a fost bătut, a avut o atitudine corectă. Când era târnat pe cruce, a avut o atitudine corectă. Dragi tineri, dacă vrei să reprezinți pe Hristos în lumea asta, trebuie să ai o atitudine nouă. O făptură nouă cu o atitudine nouă. Al doilea lucru, a reprezenta pe Hristos înseamnă nu doar să ai o atitudine nouă, ci să ai convingerea că Dumnezeu iubește toți oamenii. Opresc un pic aici. Nu vei spune niciodată oamenilor cu pasiune despre Hristos, cu alte cuvinte, nu vei fi niciodată un adevărat ambasador, cât timp nu ești convins că Dumnezeu îi iubește pe toți oamenii. Adică Dumnezeu îi iubește și pe aia care îs foarte păcătoși? Adică Dumnezeu îi iubește și pe aia pe care eu nu pot să-i văd? Dumnezeu îi iubește și pe cei pe care eu nu pot să-i accept? adevăratul ambasador al lui Hristos nu doar are o atitudine corectă față de oameni, ci e convins că Dumnezeu iubește toți oamenii. Dragilor, vreau să vă întreb dacă noi suntem convinși că Dumnezeu îi iubește pe toți la fel cum ne iubește pe noi. Greu. Păi și ăla care toată ziua trăiește în imoralitate, la care toată ziua vorbește murdară, la care toată ziua promovează lucruri murdale, Dumnezeu iubește, da, Dumnezeu iubește. Dumnezeu vrea ca și acel om să vină la cunoașterea lui. Și omul acela va veni la cunoașterea lui când oricare dintre noi ne vom face datoria de ambasador. Dar nu-ți vei putea face datoria de ambasador dacă nu ești convins că Dumnezeu iubește pe omul acela. Țineți minte că este o istorisire interesantă în Biblie. În cartea doi împărați vorbește despre un general sirian pe nume Naman. Spune Biblia că omul acesta era un general cu multe succese militare la activ, dar era lepros. Și într-una dintre campaniile militare împotriva poporului lui Dumnezeu, împotriva lui Israel, a fost luată ca și roabă sau ca și uh, sclav sau ca și prins de război o tânără care a ajuns în slujba nevestei acestui general. Și într-o zi această fetiță, așa o și numește Biblia, într-o zi această fetiță, aflând că Naaman este lepros, i-a spus nevestei lui Naaman, o, dacă domnul meu ar fi acasă la noi, adică în Israel, acolo este un proroc care poate să-l vindece de lepra lui. Știți ce este foarte interesant în relatarea asta? Fetița aceasta nu era prietenă cu Naaman. De fapt, aș putea să spun... Fetița asta avea toate motivele să fie împotriva lui Naman, pentru că era în robie datorită campaniei militare pe care uh, sirienii au avut-o împotriva Israelului. Și totuși, în credința ei simplă, în dorința ei de a face bine, în dorința de a-l vedea pe Naman vindecat de o boală mortală, știți ce spune fetița? Dacă ai fi la mine în țară, acolo, este un proroc care poate să te vindece de boala ta. Știți ce vreau să spun prin aceasta? Fetița a înțeles. Ceea ce noi adesea nu înțelegem, că Dumnezeu iubește toți oamenii. Când înțelegi că Dumnezeu iubește toți oamenii, vei avea capacitatea și curajul să te duci să le spui despre Hristos. Vă pun câteva întrebări și vă rog doar să meditați la ele. De câte ori am refuzat să vedem suferința cuiva doar pentru că am crezut că nu merită să fie ajutat? E prima întrebare. A doua. De câte ori am refuzat să vorbim cuiva despre dragostea și mila lui Dumnezeu doar pentru că nu am fost de acord cu el? A treia întrebare. De câte ori am refuzat să spunem cuiva despre Dumnezeu doar pentru că am crezut că e prea păcătos ca să mai poată fi iubit de Dumnezeu? De câte ori am ignorat oamenii care trăiau în mizeria păcatului lor doar pentru că noi ne-am crezut superior lor? Dacă tu astăzi Îl cunoști pe Dumnezeu, nu este neapărat pentru că tu l-ai găsit pe Dumnezeu, ci pentru că Dumnezeu te-a găsit pe tine. Putem spune amin la asta. Eu sunt aici în această seară nu pentru că am fost mai bun decât alții, ci pentru că dragostea lui Dumnezeu m-a găsit. Ce înseamnă să-l reprezinți pe Hristos în lumea aceasta? Înseamnă să ai o atitudine corectă față de cei din jurul tău, înseamnă să ai convingerea că Dumnezeu iubește pe toți oamenii și încă ceva, îl vei reprezenta pe Dumnezeu atunci când înțelegi că ascultarea de porunca lui Dumnezeu e mai importantă decât rezultatele pe care le vezi când vorbești despre Hristos. Ce înseamnă asta? Procesul ascultării de Dumnezeu e mai important decât rezultatul. Știți de ce nu mergem noi să spunem oamenilor despre Hristos adesea? Pentru că nu Găsim sau nu vedem rezultatul pe care îl așteptăm. Ne-ar plăcea tuturor să mergem să vorbim colegilor noștri de la lucru și toți cei care sunt cu noi în birou să se pocăiască. V-ar plăcea lucrul ăsta? Absolut. Ar fi fain. Numai că realitatea nu este asta. Și atunci când te trudești să spui cuiva despre Dumnezeu, poate te rogi pentru El și vezi că nu apar rezultatele, ești dezamăgit. Poate renunți. Vei spune și am auzit de multe ori oameni spunând care. Au spus ceva de genul, am vorbit despre Dumnezeu, m-am rugat pentru el și nu s-a întâmplat nimic. Îl vei reprezenta pe Hristos cu adevărat în lumea aceasta, atunci când asculți de porunca lui Dumnezeu, chiar dacă nu vezi rezultatele imediat. Vreau să vă spun că și Hristos a avut parte de respingere. Au fost momente în scriptură când vorbește Biblia că Domnul n-a făcut minuni în anumite locuri, datorită necredinței oamenilor, datorită respingerii oamenilor. Știți cine spun, cum spune Biblia? Mergeți și propovăduiți. Evanghelia la orice făptură, în toată lumea. Și apoi este un verset care spune: Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Indicația acestui verset știți care este? că s-ar putea să fie unii care nu cred. Dar asta nu mă oprește pe mine să reprezint pe Hristos. Suntem noi gata, ăsta e primul lucru în seara asta pe care vreau să-l înțelegem. Ca și ambasadori, suntem chemați să reprezentăm pe Hristos în această lume. Cum? Cu atitudine corectă, cu o convingere că Dumnezeu îi iubește pe toți oamenii și cu dorința de a asculta chiar dacă nu vedem rezultatele. La finalul acestui mesaj o să vă fac o provocare pe care v-aș ruga să o luați fiecare personal. Al doilea lucru. A fi ambasador înseamnă să fii chemat să reprezinți pe Hristos și al doilea lucru este a fi ambasador înseamnă să fii chemat să reprezinți interesele împărăției lui Dumnezeu. Cuvântul interes e un cuvânt interesant. Aveți interese în seara asta? Unii aveți interesul să găsiți o tânără. Poate sunteți aici și ziceți, aici sunt multe fete și vreau să mă însor. Știți care e interesul atunci? Să-ți găsești o fată sau poate un băiat. Ei și asta un interes. Alții au interes să aibă părtășie unii cu ceilalți. Alții au interes să vadă cum e prima seară de tineri la poarta celui. Mă bucur că sunteți aici și vedeți. Suntem chemați ca ambasadori, nu doar să reprezentăm pe Hristos în lumea asta, ci suntem chemați să reprezentăm interesele împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Ce înseamnă acest lucru? Împărăția lui Dumnezeu și interesele împărăției lui Dumnezeu trebuie să devină parte din mentalitatea noastră. Care sunt interesele împărăției lui Dumnezeu? Nu știu dacă v-ați gândit vreodată, ce îl interesează pe Dumnezeu vis-a-vis -vis de noi. Nu știu dacă v-a spus vreodată întrebarea asta, oare e Dumnezeu când se uită la noi ca oameni? Ce îi interesează pe El să vadă în noi? Când ești trimis în puternicit de Dumnezeu sau ambasador al lui Hristos, Cred că am înțeles că suntem chemați să reprezentăm pe Hristos prin atitudine, prin convingerile noastre, prin perseverența de a nu renunța. Dar a fi ambasador al lui Hristos înseamnă să reprezinți nu doar persoana lui Hristos, ci mai mult să reprezinți interesele împărăției lui Dumnezeu. Care sunt interesele împărăției lui Dumnezeu? Știți ce pasionează pe Dumnezeu vis a -vis de oameni? Că ăsta este punctul de plecare al intereselor lui Dumnezeu sau împărăției lui Dumnezeu. Când Dumnezeu se uită la oameni, la lumea asta pe care a creat-o, ce credeți că îl interesează pe Dumnezeu să vadă? Ne-am notat câteva lucruri și aș vrea să le împărtășesc cu voi. În primul rând, când Dumnezeu se uită în, în lumea noastră, a fi ambasador înseamnă, spuneam, să reprezinți interesele împărăției și un prim interes al împărăției Așa cum îl înțeleg din scriptură, este că Dumnezeu vrea să vadă mântuirea oamenilor și transmiterea mesajului Evangheliei la cât mai mulți oameni. Adică prioritatea și urgența mesajului mântuirii. Ăsta este unul dintre interesele împărăției lui Dumnezeu. De fapt, este unul dintre lucrurile pe care Biserica generației noastre și nu doar a generației noastre a început treptat să le piardă. Știți că pe Dumnezeu îl interesează foarte mult mântuirea oamenilor. Mântuirea oamenilor este de o prioritate absolută pentru Dumnezeu. Mântuirea oamenilor trebuie să aibă și în viața noastră ca și ambasadorii lui Hristos prioritate maximă. Poate vă gândiți că pe Dumnezeu îl interesează mai mult decât asta, alte lucruri. Poate vă gândiți că pe Dumnezeu îl interesează doar să ne vadă aici în biserică, cum avem părtășie, cum ne închinăm Lui, cum ne rugăm Lui, cum îi cântăm lui Dumnezeu. Da, pe Dumnezeu îl interesează și asta. Dar vreau să vă spun că mult, cu mult mai mult decât îl interesează. Faptul că noi ne-am întâlnit în seara aceasta aici, pe Dumnezeu îl interesează ca mesajul Evangheliei să fie răspândit cât mai mult în lumea aceasta. Prioritatea și urgența mesajului este unul dintre interesele împărăției lui Dumnezeu. Ca și ambasador al lui Hristos, vreau să insuflu în voi, la începutul acestui sezon, acest gând. Faceți din mântuirea celor nemântuiți din jurul vostru o prioritate am putea noi oare să înțelegem ce preț are un suflet înaintea lui Dumnezeu? Spune cuvântul lui Dumnezeu, la ce ar folosi unui om dacă ar câștiga nu un milion de euro, ci dacă ar câștiga lumea întreagă și și-ar pierde sufletul. Este o indicație cât valorează un suflet înaintea lui Dumnezeu. Și atunci, noi ca și ambasadori al lui Hristos, suntem chemați să înțelegem prioritatea și urgența transmiterii mesajului lui Hristos. Știți de ce? Pentru că timpul nu-i de partea noastră. În fiecare zi, zeci de mii de oameni mor și sunt condamnați la un destin uh, fără Dumnezeu. Dumnezeu are ca prioritate ca oamenii să audă Evanghelia. Hristos a avut un singur mesaj. Știți care a fost mesajul lui Hristos? Prima trimitere a ucenicilor. Le-a dat să predice un mesaj, nu omiletic, nu foarte bine articulat din punct de vedere al uh, rigorilor teologice, ci le-a zis, mergeți și spuneți oamenilor ce? Pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Ăsta este mesajul și interesul lui Dumnezeu. E timpul, e urgența să l transmitem. Ar trebui să ne doară, dragii mei tineri, pentru cei nemântuiți. Toți cât sunteți aici în această sală, cred că aveți măcar o persoană în anturajul sau în viața sau în familia voastră care nu-L cunoaște pe Hristos. Este așa sau nu este așa? Eu cu siguranță am. Și dacă suntem onești, în anturajul nostru există cel puțin, există mult mai multe o persoană, dar o persoană care nu-L cunoaște pe Hristos. Ca și ambasadora lui Hristos, trebuie să reprezinți interesele împărăției. Asta face ambasadorul. Ambasadorul României la Washington, știți ce face? Reprezintă interesele țării noastre pe un pământ străin. Ambasadorul României în orice țară a lumii reprezintă interesele țării noastre acolo. Pentru că ăsta este mandatul lui oficial. Noi, ca și ambasadorii a lui Hristos, trebuie să, să ținem cont și să ținem interesul lui Dumnezeu pentru ceea ce lui pasă. Și interesul lui Dumnezeu este mântuirea oamenilor. Al doilea lucru care reprezintă prioritate și interes pentru împărăția lui Dumnezeu, nu este doar transmiterea mesajului, ci în al doilea rând este conștientizarea oamenilor despre realitatea vieții spirituale. Mă opresc la acest gând pentru câteva minute. Noi ca și ai lui Hristos, avem obligația și mandatul să-i conștientizăm de oameni că există, să-i conștientizăm pe oameni că există o realitate spirituală. Vreau să vă spun că mulți dintre cei cu care interacționați zilnic, și spun zilnic, nu se gândesc că există o realitate a vieții spirituale. Așa de multe lucruri s-ar putea spune aici. Trebuie să le vorbim oamenilor despre realitatea vieții spirituale. Ce înseamnă asta? Să le spunem că există un iad și există un rai. Trebuie să le spunem oamenilor că există viață veșnică. Trebuie să le spunem oamenilor că noi toți am fost creați să trăim veșnic. Doar că unii vor trăi veșnic cu Dumnezeu, iar alții vor trăi veșnic separați de Dumnezeu. Prioritatea împărăției lui Dumnezeu, chemarea ta ca și ambasador este. Să reprezinți interesul împărăției. Și primul interes este ca, dumne... pe... ca fiecare dintre cei ce sunt jurul tău. Și cât mai mult poți să răspândești mesajul Evangheliei. Dar după aceea este prioritar să conștientizezi oamenii de realitatea spirituală. Atât de mulți oameni trăiesc în ignoranță și în întuneric spiritual. deși deși dezvoltarea tehnologică a generației noastre este fără precedent deși avem atât de multă tehnologie, deși avem informație atât de vastă atât de multă veți fi surprinși că majoritatea celor cu care interacționați în fiecare zi sunt complet ignoranți vis-a-vis -vis de realitatea spirituală a vieții Dumnezeu vrea ca noi ca și ambasadorii lui să reprezentăm interesele împărăției cum vor ști oamenii despre Dumnezeu dacă noi nu vorbim despre realitatea vieții spirituale? Lumea trăiește în ignoranță. De aceea Dumnezeu ne-a trimis ca noi să-i conștientizăm. Ca și ambasador trebuie să fim conștienți că oamenii ignoranți adesea vor fi și oameni care uh, se vor opune. Trebuie să-i conștientizăm pe oameni însă. Însă aici pentru noi un sfat, un adevăr biblic. Când te vei duce să le spui oamenilor despre Dumnezeu, știți că noi trăim într-o lume care e definită de două cuvinte: toleranță și incluziune. Știți asta, da? Trebuie să fim toleranți din toate punctele de vedere și să fim inclusivi cu toți. Poți să spui orice aproape, poți să faci orice aproape câtă vreme nu vorbești de Dumnezeu. Ești tolerat aproape orice ai face. Dar când începi să vorbești de Dumnezeu, există acea reticență. Lasă-mă cu religia. Astea-s chestii pentru alții. Trebuie să fii pregătit pentru asta. Dar atunci când uh, întâmpini rezistență, cea mai bună armă este ce am făcut noi în seara aceasta, rugăciunea. Da? Care este care sunt interesele împărăției, urgența transmiterii mesajului, conștientizarea oamenilor despre realitatea spirituală a vieții în care trăiesc. Veți fi șocați și surprinși când veți vorbi cu oameni care vă vor spune că nu știu nimic despre viața după moarte. Trăim în secolul vitezei al cunoștinței absolute dar nu vor putea să vă spună un lucru despre viața după moarte. De aceea noi trebuie să facem din asta o prioritate, pentru că este interesul împărăției. Ce face ambasadorul? Îl reprezintă pe Hristos, reprezintă interesele împărăției. Și un al treilea lucru, ce face ambasadorul? Pe lângă faptul că reprezintă pe Hristos în lumea aceasta, și ăsta e mandatul nostru al tuturor, pe lângă faptul că reprezintă interesele Împărăției lui Dumnezeu. Vă pun o întrebare înainte de a ajunge la ultimul punct al mesajului meu. Voi, ce interese aveți în fiecare zi? Trece o zi, o săptămână, o lună, fără să vorbiți cuiva despre Hristos, fără poate să aduceți pe cineva cu voi la biserică? Dacă trece, Aș vrea să ne revizuim interesele. Poate interesele noastre se centrează în jurul jobului nostru. E bine să fii interesat de locul tău de muncă și să-ți faci treaba. Poate interesul tău este să-ți dezvolți cariera ta profesională. E bine și asta. Dar ca și ambasador al lui Hristos, interesul tău trebuie să fie răspândirea Evangheliei, interesul tău trebuie să fie conștientizarea oamenilor despre realitatea spirituală a vieților. Și un alt lucru pe care noi suntem chemați să-l facem ca și ambasadori este, spuneam, să reprezentăm pe Hristos, să reprezentăm interesele împărăției lui Dumnezeu și în al treilea și în ultimul rând suntem chemați să reprezentăm valorile împărăției lui Dumnezeu. Reprezentarea lui Hristos ca persoană, a intereselor împărăției și a valorilor împărăției. Dragilor, care sunt valorile împărăției lui Dumnezeu? Care sunt lucrurile pe care Dumnezeu pune preț și care ar trebui să se regăsească în viața fiecărui ambasador sau trimis împuternicit al lui Hristos? Te-ai gândit lucrurile pe care... care ar fi lucrurile uh, pe care Dumnezeu le prețuiește? Știți că sistemul nostru de valori omenesc diferă radical de sistemul de valori al lui Dumnezeu. Și ca și ambasador, ca și trimisa lui Hristos, ca și reprezentanta lui Hristos, tu trebuie să reprezinți valorile împărăției lui Dumnezeu, nu valorile noastre. Ați auzit adesea vorbindu-se despre valori. Fiecare definim valorile din viața noastră, din perspectiva mentalității pe care o avem, din perspectiva interesului pe care îl avem, din perspectiva înțelegerii pe care o avem despre viață, despre spiritualitate, despre Dumnezeu. Dar lucrurile sunt foarte clare când vine vorba de împărăția lui Dumnezeu. Care-s valorile? Tu, ca ambasador, trebuie să cunoști ce contează pentru Dumnezeu, ce e valoros. Am câteva lucruri pe care vreau să vi le prezint și pe urmă aș vrea să ne rugăm. Ce reprezintă valoare pentru Dumnezeu? Valoarea împărăției. Un prim lucru fără, care nu, fără de care nu poți fi ambasador al lui Hristos este acesta. Dumnezeu pune preț pe consacrarea și pe jertfirea ta pentru Hristos. Consacrare și jertfă pentru Hristos. Dați-mi voi să vă vorbesc un pic despre sacrificiu pentru Dumnezeu. Eficiența ta ca și ambasador, ca și trimis împuternicit de Hristos, vine din cât de mult ești tu gata să te consacri sau să te dedici lui Hristos și să te jertfești pentru Hristos. Consacrarea pentru Hristos nu este o opțiune interesantă, ci este o cerință. Dacă vrea cineva să vină după mine, spunea Hristos, trebuie să facă câteva lucruri. Să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și apoi să mă urmeze. Asta înseamnă consacrare. Astăzi, cuvântul consacrare îl înțelegem cum îl înțelegem, dar cuvântul jertfă, Cred că a te jertfi, a investi, a da din ceea ce ești tu, a te consuma pe tine însuți pentru Dumnezeu, devine un concept tot mai străin generației noastre. Pentru unii, a te jertfi pentru Hristos e să vii la biserică când nu-i pornită clima. Asta nu-i jertfă. Pentru unii, a te jertfi e să vii la biserică și să trebuiască să parchezi mai departe decât intrarea în biserică. Asta nu-i jertfă. A te jertfi pentru Hristos... Înseamnă să fii gata să suferi de bună voie pentru că îl slujești pe Hristos. E crucial să înțelegem că ceea ce transmitem prin vorbe trebuie să se reflecte în fapte. Cu alte cuvinte, trebuie să înțelegem că faptele noastre, trăirea noastră, transmit mesajul nostru mult mai puternic decât vorbele noastre. De aceea trebuie să dăm o atenție deosebită modului nostru de trăire. Adevărul este că nu poți să te aștepți ca alții să-L ia pe Hristos în serios dacă tu nu o faci. Te aștepți ca alții să-L ia pe Hristos în serios când tu nu faci lucrul ăsta. Știți că aici nu vorbesc despre a fi fanatic, ci vorbesc despre a fi gata să te jertfești pentru Hristos. Uh, e greu de explicat generației de acum ce înseamnă jertfă. Știi ce înseamnă să te jertfești pentru Hristos? Înseamnă să fii gata să te rogi pentru cineva pe care vrei să-l evangelizezi ca să folosesc un termen bisericesc. Sau haide să nu îl folosesc pe ăsta bisericesc. Să fii gata să te rogi pentru cineva care nu-l cunoaște pe Hristos și să-i vorbești despre dragostea lui Dumnezeu. S-ar putea să fii ridiculizat. S-ar putea să fi luat peste picior. S-ar putea să fii privit de sus, pentru că tu ești creștin, ești credincios. Iar în societatea în care trăim noi, noi suntem cei dezaxați. Noi suntem cei care deviem de la normă. Asta înseamnă să fii gata să accepti, să te jertfești. Vă pun o întrebare. Ați pierdut recent un prieten sau vreo cunoștință apropiată pentru faptul că sunteți credincioși? Poate veți zice, e radicală treaba asta. Dar știți ce facem noi de multe ori în generația noastră? Noi diluăm așa de mult mesajul Evangheliei ca nu cumva cineva să fie ofensat. Vrem să ne păstrăm dacă se poate anturajul și în același timp să-l avem cumva și pe Hristos. Una din valorile pe care împărăția lui Dumnezeu le caută în noi, ca și reprezentanța ai Domnului, este consacrarea, este dăruirea și dorința de a te jertfi a te jertfi înseamnă să postești pentru cineva care nu vrea să te asculte când vrei să îi spui despre Dumnezeu. A te jertfi înseamnă să-l ajuți pe unul care este răutăcios față de tine, deși tu ai vrut să-i faci binele. A te jertfi înseamnă să te coste ceva din ce ești tu, din ceea ce poți tu să dai. A te jertfi înseamnă să dai altora fără a aștepta nimic în schimb. Crezi valorile împărăției Lui Dumnezeu. Am început cu consacrarea. Și apoi mai este un lucru pe care Dumnezeu pune mare preț. Întotdeauna după ce te consacri Lui Dumnezeu, a doua valoare obligatorie în viața noastră a fiecăruia este integritatea față de Dumnezeu și față de oameni. Aici ar putea spune foarte multe lucruri. Vă spun doar atât. Integritatea ta față de Dumnezeu și față de oameni este ceva pe care Dumnezeu pune preț. A fi integru înseamnă să fii cel ce trebuie să fii când nu te vede nimeni. Integritatea se trăiește acolo unde nu te vede nimeni, dar și în public. Știți că una dintre cele mai mari de servicii pe care ni le facem noi ca și creștini, ca și biserică, și oameni care spunem despre Dumnezeu oamenilor, este faptul că mesajul nostru nu se potrivește cu viața noastră. Aș putea să vă spun multe lucruri aici, sunt convins că și voi știți multe, valoarea împărăției înseamnă să fii integru. Mesajul tău va avea greutate în măsura în care tu ai integritate înaintea lui Dumnezeu problema generației noastre este că noi nu mai punem așa de mult preț pe integritate nici înaintea lui Dumnezeu, nici înaintea oamenilor, de asta mesajul nostru este uneori slab, nu are tracțiune în lumea în care trăim pentru că omul se uită la tine și spune tu ești creștin, știți care este primul lucru pe care oamenii lamentiasă la noi păi voi ca și pocăiți n-aveți voie să faceți? Ce? Tu ca pocăit n-ai voie să faci ce ai făcut Ăsta e lucru pe care oamenii îl amendează. Cu alte cuvinte știți ce spun ei? Integritatea ta are de suferit. Valorile împărăției. Ca și ambasador al lui Hristos, ești chemat să reprezinți pe Hristos, să reprezinți interesele împărăției lui Dumnezeu și valorile împărăției. Valoare înseamnă să te consacri, adică să pui preț pe Hristos și să poți să te jerfești. Valoare înseamnă să fii integru înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Știți ce spunea Hristos în repetate rânduri? N-am venit să fac voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a trimis. Hristos spunea cu alte cuvinte, rămân la ceea ce știu că am de făcut. Și ultimul lucru. Ce înseamnă valoare împărăției? Înseamnă consacrare, înseamnă integritate și mai ceva. O poziție fără compromis față de adevărurile Scripturii. Poate că va zice cineva, asta nu e un lucru așa de greu și nici așa de mare. Dar cred că vremurile pe care le trăim sunt mărturie că adevărurile de bază ale Scripturii sunt sub asediu. Învățături false, practici dubioase, interpretări scoase din context scriptural fac ca Biblia și mesajul ei să fie denaturat. Iar noi ca și ambasadori al lui Hristos trebuie să avem o poziție fermă și fără compromis când vine vorba de aceste adevăruri. Aș vrea să vă gândiți foarte serios la ziua în care vom sta înaintea celui care ne-a chemat să fim ambasadori în lumea aceasta. Fiecare dintre noi, mai devreme sau mai târziu, vom sta în fața Creatorului pe care l-am reprezentat aici, pe acest pământ. Și cred că Domnul ne va întreba cum l-am reprezentat pe Hristos în lumea asta, cum am reprezentat interesele împărăției, cum am reprezentat valorile împărăției. Ce notă credeți dacă în seara asta ne-ar examina Domnul, ne-ar da vis-a-vis -vis de calitatea oficială pe care ne-a dat-o să reprezentăm în lumea asta, vis-a-vis -vis de calitatea Oficială de a reprezenta interesele lui în lumea asta, oare am putea sta înaintea Domnului și să spunem, Doamne, te-am reprezentat cu cinste oriunde m-am dus, la locul meu de muncă, la facultate, la familie? Am putea să spunem că interesul Domnului a fost întotdeauna în viața noastră, că atunci când am, am interacționat cu oamenii, am căutat interesul lui Dumnezeu, am putea spune că valorile lui Dumnezeu. S-au văzut în viața noastră valorile împărăției lui Dumnezeu. Aș vrea să vă gândiți că într-o zi, când vom sta înaintea Lui, Dumnezeu ne va întreba cum ne-am achitat de mandatul de ambasador. Cum ne-am achitat? Știți de ce? Mai două lucruri vreau să vă spun. Ambasadorii au o caracteristică. Vine momentul când sunt rechemați acasă. Vine momentul când țara care i-a trimis îi recheamă. Și trebuie să dea socoteală. Va veni momentul în care Domnul ne va rechema acasă. Că pământul ăsta nu este casa noastră. Când se va trage cortina peste ultimul act al omenirii și când toate lucrurile vor fi noi, așa cum spune Apocalipsa, am văzut un cer nou și un pământ nou când vom fi chemați acasă, atunci ni se va cere socoteala. Știți care e provocarea pe care vreau să vă lansez în această seară? Și cu provocarea aceasta închei și vreau să ne rugăm. Provocarea mea este, acum, în prima seară de tinere, toți cei care sunteți aici, la poarta cerului, toți cei care v-ați făcut timp în seara asta să veniți aici, că sunteți din poarta cerului, Că sunteți din alte biserici, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Am văzut așa de multe fețe noi. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare dintre voi. Vă așteptăm cu toată dragostea și cu toate ușile deschise. Ori de câte ori puteți să veniți aici, dar vreau tuturor să vă las o provocare. Gândiți-vă la o persoană, la una singură, în seara asta. Faceți-o înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea mea. Gândiți-vă la o persoană pentru care voi vreți să fiți ambasadori în sezonul acesta. Găsiți vă un nume, o persoană din familie, din anturaj, dintre prietenii voștri, dintre cei cu care interacționați în fiecare zi. Alegeți-vă o persoană pentru care voi să fiți ambasadori al lui Hristos. În fața căreia să reprezentați pe Hristos, în fața căreia să reprezentați interesele împărăției lui Dumnezeu, în fața căreia să reprezentați valorile. Rugați-vă pentru această persoană, postiți pentru această persoană, jertfiți-vă pentru această persoană. Și m-ar bucura tare mult încă un lucru, ca la sfârșitul sezonului, care va fi, când Dumnezeu, dacă Dumnezeu ne va da viață, începutul verii anului 2025, să adunăm aici, de la fiecare ambasador, cât e un reprezentant. Și de ce nu să-i botezăm aici ca să se rezolvă rapid de tot? Ce ziceți? E o provocare. O singură persoană. Știți cum ar arăta seara de astăzi dacă voi toți care sunteți aici ați mai aduce o singură persoană cu voi? Asta este provocarea. Haideți să ne ridicăm în picioare și vreau să ne rugăm pentru asta. Așa ca fiecare dintre noi să stăm înaintea lui Dumnezeu și cu onestitate să spunem, Doamne, vreau de astăzi să-mi iau în serios rolul oficial de ambasador. Și rolul acesta să însemne că pentru cei din jurul meu îl voi reprezenta pe Hristos, pentru cei din jurul meu voi vorbi despre interesele împărăției și pentru cei din jurul meu voi vrea să arăt valorile împărăției lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm pentru aceasta.